Doamnele vor să fie frumoase și cu pielea sănătoasă și la minus 20 de grade Celsius. Schimbările bruște de temperatură, vântul și gerul ne afectează sănătatea. Nu doar imunitatea trebuie întărită consumând ceaiuri, fructe și legume bogate în vitamine. Este nevoie și de aplicarea unor creme protectoare. Pielea noastră este de fapt un martor al modificărilor climatice și trebuie îngrijită corespunzător. Eczeme, iritații și cuperoze. Acestea sunt cele mai frecvente afecțiuni pe care tenul nostru le poate dezvolta toamna și iarna când apar oscilațiile frecvente de temperatură și gerul cumplit. Specialiștii spun că cele mai sensibile în acest anotimp sunt persoanele alergice, însă cu toții putem să avem probleme dacă nu ne îngrijim corespunzător. Așa că doamnele care țin la sănătate aleg saloanele de cosmetică pentru a rămâne frumoase și pe timp geros. Tenul meu este foarte uscat. Buzele de asemenea, din cauza frigului, aș dori să recomandați ceva pentru... Simt așa că am buzele uscate, pielea uscată... Principala problemă este deshidratarea. Pacientul resimte pielea uscată, descoamată, sensibilă, uneori înroșită. Folosiți un tratament? Creme. Produse de hidratare? Creme de hidratare, dar nu e suficient. Așa este, cremele hidratează doar la nivelul primului strat de tegument, însă în profunzime e nevoie de priceperea specialiștilor în cosmetică și dermatologie. O să facem un tratament de curățare, de extracție și hidratare. Cu o pompiță ca un mic aspirator și cu substanțe hidratante s-au eliberat porii și s-a curățat fața în profunzime. Fie că alegeți un astfel de tratament la salon, fie că o faceți acasă cu infuzii, trebuie să țineți cont de acest prim pas, curățarea feței. O să vă aplicăm măști pe zona ochilor și buze. Conține acid hialuronic și... vitamine. Iarna, tenul este cel care are cel mai mult de suferit. Pielea este agresată de vânt și de frig, iar efectele nu sunt nici plăcute, nici estetice. Tenul se usucă excesiv și se irită. Să-mi hidratez pielea, pentru că acum, în perioada asta foarte rece, se usucă foarte mult tenul. Și atunci simți nevoia de o hidratare. Ori dacă nu ajungeți la saloane de înfrumusețare și preferați să faceți totul acasă, găsiți toate ingredientele de care aveți nevoie în cămară. Așadar, mierea face minuni întinsă pe față. Dacă se mai aruncă un strop de ulei de măsline, câteva lingurițe de lapte sau chiar gălbenuș de ou, iată masca cea mai bună pentru un ten sănătos. Iar dacă vremea rece vă prinde în deplasare, la munte, pe pârtie, ori pur și simplu activitatea la locul de muncă vă ocupă tot timpul și uitați de creme, mască hidratantă sau salon de cosmetică, ei bine, specialiștii vă sfătuiesc să folosiți neapărat cremele cu factori de protecție solară. Chiar și iarna, razele solare îmbătrânesc tenul. Crema trebuie aplicată dimineața, înainte de a pleca la muncă, atât pe față cât și pe gât.